are o experiență de peste două decenii în muzică, iar la 29 de ani a ajuns să învețe pe elevii americani vioara și să inspire noi generații de muzicieni, talent și artistism. A terminat studiile superioare la una dintre cele mai prestigioase universități din lume, orașul Chicago, DePaul University. Este vorba despre tânăra solistă a orchestrei de muzică simfonică Logos, care duce faima Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii. După sugestia profesorului meu, Boris Duborsarski, am aplicat la Universitatea DePaul School of Music în Chicago, unde a fost acceptată după o audiție, desigur, în clasa doamnei Olga Kaller, o violonistă excepțională, și am studiat cu ea 4 ani. Am făcut masterat și după aia performance certificate. Tânăra se mândrește în continuare cu un parcurs muzical impresionant, iar talentul tinerei moldovence a fost remarcat de către profesorii de la universitate. Am 2 orchestre de cameră, 2 zile pe săptămână. În afară de asta am foarte mulți studenți care au nevoie de foarte multă atenție. Am realizat aici acasă, nu am predat atât de mult, am cântat cu diferite orchestre, cu orchestra de cameră a Teatrului Mihai Eminescu și orchestra filarmonice. A absolvit studiile la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu, iar acum are fericita ocazie să predea vioara altor studenți americani. Circa 40 de elevi vor învăța maestria muzicii în acest an de la tânăra și talentată artistă moldoveancă. Te-ai imaginat vreodată când erai în Republica Moldova că vei oferi ore de muzică copiilor americani în Chicago? Niciodată, niciodată. Ca să predai unui copil care s-a născut aici, e nevoie de un bagaj de cuvinte cuvenit și trebuie să, nu numai să vorbești limba engleză, dar să-i simți cultura. Este determinată și ambițioasă, iar aceste calități vrea să le transfere și studenților ei. La Logos Christian Academy School of Music, tânăra își pregătește studenții pentru diferite recitaluri și concursuri. Este apreciată pentru meritele și talentele sale. Nu m-am așteptat că o să-mi placă atât de mult. Îmi place să scot din fiecare elev talentul său, chiar dacă poate nu e atât de mare la început. Am emoții. Fiecare artist are. Acum 7 ani a susținut primul său concert în incinta sălii de orgă după absolvirea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, iar paralel era angajată la Orchestra de Cameră a Teatrului Național Mihai Eminescu. Acum visul ei american se realizează atât în societatea americană, cât și în cea moldovenească. Niciodată nu o să pot spune că îmi place mai mult altă cultură ca avea de acasă. Îmi iubesc foarte mult folclorul, locurile de unde am pornit. Îmi place să predau aici, căci există tărâm de muncă. Oamenii apreciază muzica, apreciază muzica clasică. Chicago este marele oraș care adună toți muzicienii de top din lume. Cu toate acestea, are un dor mare de casă, de aceea evoluează deseori în ritmurile folclorului moldovenesc. Nu sunt atâtea opțiuni. Acasă există orchestra folclor, este orchestra lăutare, joc, fluieraj. Aici câteva orchestruțe micuțe, oamenii apreciază și sunt foarte dornici de folclorul nostru. Recent, Ana a dat curs unei invitații de a susține și un proiect social pentru copiii cu nevoi speciale, Galop Moldova, unde a reușit să adune împreună cu alți artiști moldoveni din Chicago circa $3,000. Tânăra violonistă este mândră de turneile pe care le-a avut până la acest moment în multe orașe vestite din întreaga lume: Minsk, Almaty, Astana, Kiev, Odessa, Baku, Yerevan și Bishkek. De asemenea, a evoluat la Asamblea Generală ONU din New York și UNESCO în Paris. Am venit prima dată în New York cu orchestra pentru tineret a țărilor CSI. Asta a fost în 2010. Aici, de când am început masteratul, am avut concerte solo la universitate, după aia diferite festivaluri de mărțișor, cu orchestra Northbrook Symphony am participat, Peoria Symphony. Ana a îndrăgit muzica de la tatăl său, violonist în orchestra folclor și maestru în arte. Întotdeauna a visat să cânte pe marile scene. A învățat notele muzicale de la 5 ani, când mergea să-l audieze pe Andrei Bivul la Filarmonica Națională.
invitator este tăticului meu, Andrei Bivol, care e tot violonist în Orchestra Folclor, maestru în artă. N-am avut de ales. El a fost cel care m-a pus pe drumul ăsta al vioarei. Vioara pe care o ai e cumva din Republica Moldova? Da, este din Moldova, este de domnul, făcută de domnul luthier, domnul Dudnic. Am trecut prin bune și rele aici. La început, când ești la început de drum, nu este ușor, când ești nici singură, n-aveam nicio rudă, nimic. Și asta mi-a fost cel mai apropiat confident. Muzica este o meserie, dar și un hobby pentru Ana Bivol, astfel că timpul său liber îl dedică muzicii populare și clasice. Este adepta ideii că talentul poate prinde contur doar prin muncă, iar această măestrie trebuie menținută și dezvoltată zilnic pentru a obține performanțele dorite. Viața unui violonist, artist, este ca cea unui dansator, oricărui om care se ocupă cu arta, este muncă zilnică și dacă una e să predai și chiar dacă predai, trebuie să te menții în formă ca să inspiri elevului tău, să-i arăți un exemplu de urmat. O zi pierdută e un pas înapoi. Tânăra violonistă spune da și face față mai multor provocări. Chiar dacă este de mult plecată de acasă, promovează și valorifică ceea ce avem mai frumos, folclorul. Ar reveni acasă să susțină unele concerte cu aceeași ardoare și suflet pentru care au remarcat-o profesioniștii din lumea muzicii.